La data de 6 decembrie, anul curent, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinț se află înregistrate un număr de numai 7 locuri de muncă vacante în meseriile de bucătar, barman ospătar, instalator, șofer și spălător auto. De asemenea, prin compartimentul de calificare-recalificare, angajații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă doresc să înceapă până la sfârșitul acestui an un număr de 5 cursuri de recalificare pentru șomeri în meseriile de dulgher, tâmplar, parchetar, fierar betonist, zidar, manicurist, pedicurist și lucrător în comerț, iar în aceste zile se desfășoară selecția șomerilor ce vor participa la cursuri. Și în evidențele noastre există un număr total de 7 locuri de muncă declarate vacante de către agenții economici. Este vorba de un loc de bucătar, unul de barman ospătar, 2 de instalatori, 2 de șofer și un post de spălător auto. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinț face apel către toți șomerii să ia în calcul și varianta urmării unui curs de recalificare pentru a reuși să se adapteze cerințelor pieței și să își găsească mai ușor un loc de muncă. Până la sfârșitul anului, prin compartimentul de formare profesională, mai dorim să începem încă 5 cursuri de calificare-calificare pentru șomeri înregistrați în evidențele noastre, fie că vorbim de șomeri indemnizați sau neindemnizați. Pregătim cursuri în meseriile de dulgher, tâmplar, parchetar, fierar betonist, zidar, manicurist, pedicurist și lucrător în comerț. Suntem în aceste zile, facem selecția șomerilor pentru aceste cursuri. Dorim, așa cum am spus, să le începem până la sfârșitul acestui an și în momentul în care vom avea grupele formate, vom demara și aceste cursuri de formare profesională. Dorim să facem un apel din nou către șomeri înregistrați la noi pentru a se gândi la această variantă, la această alternativă, pentru că în acest fel pot dobândi cunoștințe teoretice și practice și în alte meserii decât meseriilor de bază și în acest fel, la finalizarea cursului, la absolvirea cursurilor, în această nouă meserie își pot căuta și găsi mai repede și mai ușor un loc de muncă, pentru că toate cursurile pe care noi le organizăm pe parcursul întregului an sunt cursuri care vin în întâmpinarea pieței muncii din județul nostru, cursuri în care există locuri de muncă declarate vacante de către agenții economici și, așa cum am mai spus, este bine ca șomerii să se gândească și la această variantă, pentru că este știut faptul că în meserielor de bază, pentru anumite meserii, nu mai există cerere pe piața muncii în județul nostru și este bine să se gândească să urmeze și un curs de formare profesională. Toți cei interesați care doresc informații suplimentare referitoare fie la oferta de locuri de muncă vacante, fie la cea de formare profesională, pot veni și la sediul nostru din Bulevardul Carlo 1, numărul 3, iar șomerii care nu stau în municipiul Dobeda, Turnu Severin, se pot duce la sediile noastre din Orșova, din Strehaia, Baia Dramă, Vânjul Mare și din comuna Cujmir.